Ne așezăm într-o postură cât mai comodă, spatele drept, umerii jos, deschidem pieptul, creștetul capului spre cer, capul în prelungirea gâtului, închidem ochii și respirăm profund, inspirăm mult pe nas, expirăm pe gură. Inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Ușor ne oprim și lăsăm respirația să curgă normal. Inspir pe nas. Expir tot pe nas. Urmărim respirația, cum intră aerul pe nari și cum iese tot pe nari. Mergem cu atenție acum în centrul pieptului, o lățime de dege spre dreapta, zona de proiecție a inimii spirituale, a sinelui nostru. Suntem conștienți acum de unitatea ființei noastre, din punct de vedere fizic, energetic, psihic, mental și spiritual. Ne deschidem față de tot ceea ce este frumos, adevărat, universal valabil, divin, aspecte pe care le regăsim și în propria noastră ființă. Și venim acum cu palmele lipite în zona pieptului, degetele mari în scobitura gâtului și din inimă consacrăm această practică, fructele acestei practici lui Dumnezeu, perceput ca esența ființei noastre. Ușor lăsăm mâinile jos și începem încălzirea corpului cu zona gâtului și cu zona capului. Lăsăm bărbia în piept, expirăm. Încet începem rotația capului în sens orar, sensul acelor de ceasornic. Nu ne grăbim. Mișcarea cât mai amplă. Umerii jos. Menținem spatele drept. Închidem ochii. Respirația curge normal. Inspir pe nas, expir tot pe nas. Ajungem cu bărbia în piept, schimbăm sensul, sensul invers orar. Și ușor ne oprim, respirăm profund, inspirăm mult pe nas, expirăm pe gură, inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Și încă o dată, inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Bun, continuăm cu mișcarea laterală a capului, închidem ochii, ca și cum am vrea să atingem cu urechea umărul.
Nu ridicăm umerii cât se poate. Lăsăm umerii jos. Atenția în centrul frunții, puțin deasupra sprâncenelor. Zona de proiecție a centrului energetic, Ajna Chakra sau al treilea ochi. Centru ce ține de întreaga activitate mentală. Respirația curge normal, inspir pe nas, expir tot pe nas. Ușor ne oprim. Respirăm profund, inspirăm mult pe nas. Expirăm pe gură. Inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Și încă o dată, inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Lăsăm bărbia în piept. Expirăm mult. Capul pe spate. Inspirăm mult. Expirăm în față. Inspirăm capul pe spate. Expirăm în față. Bărbia cât mai în piept. Inspirăm capul pe spate. Nu uităm, menținem spatele drept. Continuăm în ritm propriu. Atenția! Centrul gâtului, unde se află zona de proiecție în plan fizic a centrului energetic Vishuddha Chakra, centrul purității. Și ușor ne oprim, respirăm profund, inspirăm mult pe nas, expirăm pe gură, inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Și încă o dată, inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Bun. Ușor revenim și aplecăm capul spre stânga. Încet prindem cu mâna stânga, apăsăm ușor de tot capul. Să întindem bine, bine partea dreaptă a gâtului. Ușor revenim. Aplecăm acum capul spre dreapta, nu ridicăm umerii. Prindem cu mâna dreaptă, ușor apăsăm, întindem partea stângă a gâtului. Ușor revenim și respirăm profund, inspirăm mult pe nas, expirăm pe gură. Inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Și încă o dată, inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Bun, ușor ne oprim. Aducem mâna dreaptă pe umăr. Așa. Și ne uităm spre dreapta, peste umărul drept. Întindem bine, 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 bine. Lăsăm mâna jos. Aducem acum palma pe umărul drept și ne uităm spre stânga. Peste umărul stâng cât se poate, nu forțăm. Bun. Și ușor revenim. Bun. Acum continuăm cu
partea omoplaților și o să facem cerculețe cu umerii. Așa. Când mergem cu umerii în spate, inspirăm. Când venim în față, expirăm. De jumătate de cerc inspirăm, jumătate de cerc expirăm. Întindem bine, bine, desmulțim zona omoplaților, deschidem pieptul, așa, schimbăm sensul. Pe expirație putem să scoatem aerul cu sonor, să fim sigure că scoatem tot aerul. Inspirăm mult pe nas, expirăm pe gură. Și ușor ne oprim. Bun. Acum, brațele pe lângă corp, ridicăm aerul, palmele merg spre tavan, inspirăm mult. Expirăm, palmele coboară. Inspirăm, ridicăm mult pe nas. Expirăm. Scoate tot aerul afară pe guriță. Inspirăm. Expirăm. Inspirăm. Expirăm. Inspirăm. Expirăm. Și ultima oară. Inspirăm mult. Expirăm. Bun. Și ușor ne oprim. Lăsăm mâinile pe coapse să se odihnească. Bun. Și continuăm acum cu tehnica respirației abdominale. Aducem mâna stângă, palma de la mâna stângă pe inimioară, în zona pieptului. Palma de la mâna dreaptă pe burtică, în zona buricului. Bun. Și acum, inspirăm, umflăm burtica, tragem mult aer pe nas și umflăm burtica. Expirăm, burtica revine la loc, expir pe gură. Inspirăm, tragem aer pe nas, umflăm burtica. Expirăm, scoatem aerul pe guriță, burtica revine la normal. Inspirăm, mult aer pe nas. Expirăm, inspirăm, umflăm burtica. Expirăm, scoatem aerul. Inspirăm, umflăm burtica. Expirăm. Și ultima oară, inspirăm mult. Expirăm. Bun. Ușor ne oprim. Schimbăm postura. Mergem în postura Sukhasana. Așa. Putem face un mic balans pe bazin, să stăm cu spatele cât mai drept. Îndreptăm bine coloana, deschidem pieptul, spatele drept și umerii cât putem să-i lăsăm mai jos. Așa. Bun. Ridicăm acum mâna stângă sus de tot, să întindem bine coloana. O aducem în spate și prindem de cot. Așa. Suntem atente să nu avem o durere mai mare în zona omoplaților sau zona lombară. Dacă avem o durere, ne oprim și nu uităm de respirație. Inspir, expir, inspir. Expir. Ușor ne oprim, lăsăm mâinile jos.
Bun, ridicăm acum mâna dreaptă sus de tot. Privirea este în față, creștetul capului spre cer. Aducem în spate și prindem de cot. Și respirăm, inspir. Expir. Bun, și ușor ne oprim. Acum, o să ne aplecăm ușor spre stânga. Punem palma de la mâna stângă pe podea. Ne uităm să fie pe aceeași linie cu genunchiul. Și să simțim că ne sprijinim în ea. Așa. După ce ne-am așezat, ridicăm mâna dreaptă. Așa. Palma întinsă și ne uităm spre mâna dreaptă. Întindem bine partea dreaptă a trunchiului. Și ușor revenim. Înainte să facem pe partea dreaptă, respirăm, inspirăm mult pe nas. Expirăm pe gură. Inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Și încă o dată. Inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Bun. Ușor. Acum ne aplecăm spre dreapta. Punem palma de la mâna dreaptă pe podea. Așa. Și ne aplecăm ușor spre dreapta. Ridicăm mâna stângă, o întindem. Palma întinsă, ne uităm la palmă. Și întindem bine partea stângă a trunchiului. Și ușor revenim. Bun. Acum, pe respirație, o să facem câteva răsuciri. Inspirăm mult. Expirăm, ne uităm spre stânga. Inspirăm în față. Expirăm spre dreapta. Inspirăm în față. Expirăm stânga. Inspirăm în față. Expirăm dreapta. Inspirăm în față. Expirăm stânga. Inspirăm în față. Expirăm dreapta. Și ultimul ciclu, inspirăm în față. Expirăm stânga, inspirăm în față, expirăm dreapta. Și ușor ne oprim, închidem ochii. Și lăsăm acum respirația să curgă normal. Inspir pe nas, expir tot pe nas. Respirația curge ușor, liniștit, mintea devine mai calmă și mai împăcată. Urmărim cum intră aerul pe nări și cum iese tot pe nări. Ușor deschidem ochii și întindem picioarele. Așa. Bun. Acum, aducem piciorul drept peste piciorul stâng cât putem.
Și apoi, încet, ne lăsăm pe spate ca să ridicăm piciorul stâng. Și punem mâinile așa, în spate. Vedem dacă ajungem cu talpa de la piciorul stâng pe podea, cât ne lăsăm pe spate, cu atât o să ajungem mai bine. Așa. Ca și cum am sta pe scaun. Nu picior peste picior, în varianta asta. Și respirăm. Inspir. Expir. Inspir. Expir. Bun. Ușor revenim. Întindem piciorul stâng. Întindem piciorul drept. Așa. Bun. Înainte să facem pe partea cealaltă, o să facem puțină încălzire pentru încheieturi, pentru gambe. Bun. Acum, pe respirație. Expir degetele spre podea. Inspir degetele spre noi, spre tavan. Expir jos. Inspir sus. Expir jos. Inspir sus. Expir jos. Inspir sus. Expir jos, scuze. Inspir sus. Expir jos. Bun, și ne oprim, apropiem picioarele. Și facem rotații. Așa, încălzim bine, bine gleznele. Încălzim gambele. Așa. Schimbăm sensul. Ușor, ne oprim, depărtăm picioarele, venim în față prima dată, aducem piciorul stâng peste piciorul drept, cât putem, nu forțăm. Ne lăsăm acum pe spate, ne sprijinim bine pe palme și încet ridicăm piciorul drept. Așa, până ajunge talpa pe podea. Dacă simțiți vreo durere sau vreo ca la un cârcel în zona gambelor, ne oprim. Și respirăm. Inspirăm mult. Expirăm. Inspirăm. Expirăm. Inspirăm. Expirăm. Bun, și ușor, lăsăm piciorul drept jos, lăsăm piciorul stâng jos. Așa, încet, revenim. Mergem în costura fluturașului, apropiem tălpile, le lipim. Spatele drept, deschidem pieptul, mâinile în spate se sprijină. Așa, și întindem bine, bine spatele. Deschidem pieptul, umerii jos și încet dăm din aripioare. Așa, încet, nu forțăm bazinul. Cât putem deschide, este foarte bine, nu forțăm. Bun. Ușor întindem picioarele în față și venim cu palmele cât putem. Nu forțăm, să întindem bine coloana vertebrală. Ne uităm spre buric.
Bun, acum ușor mergem cu palmele spre piciorul drept. Prindem cu mâna dreaptă unde ajungem și ridicăm mâna stângă, o întindem, ne aplecăm spre dreapta. Așa. Și respirăm, inspir mult, expir. Bun. Ușor mergem iar cu palmele pe podea, încet, încet, încet și mergem spre stânga. Prindem cu mâna stângă de picior, de piciorul stâng și mâna dreaptă sus. Ne uităm la palmă. Întindem bine, bine, bine trunchiul. Bun, ușor revenim. Încet și mergem pe salteluță. În postura pisicuței. Așa. Palmele sub umeri. Genunchii ușor depărtați la nivelul bazinului. Și picioarele pe glezne. Așa. Începem cu expirația. Expir, ne uităm la buric. Inspir, ne uităm spre centrul frunții. Expir, la buric. Inspir, sus. Expir. Mult pe guriță să se audă sunet. Inspirăm sus. Expir. Inspir sus. Expir jos. Și ultima oară. Inspir sus. Expir jos. Bun. Acum. Ne lăsăm cu bazinul pe podea și mergem cu mâinile spre dreapta. Așa, să ne întindem bine, 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 bine. Bun, acum mergem spre stânga. Bazinul rămâne pe loc. Așa. Bun. Și ușor revenim încet, tot în postura pisicuței. Bun. Ne uităm palmele să fie sub umeri, genunchii depărtați la nivelul bazinului. Așa. Bun. Și o să facem postura tigrului, puțin modificată. Întindem mâna stângă, piciorul drept. Inspirăm mult, palma este întinsă, ne uităm la vârful degetelor. Expirăm, palma la genunchi. Inspirăm, întindem. Expirăm, palma la genunchi. Inspirăm, întindem. Expirăm, palma la genunchi. Inspirăm, întindem. Expirăm și încă o dată, inspirăm, expirăm, bun, ușor ne oprim și ne punem în postura copilului, depărtăm genunchii, bazinul rămâne cât mai pe podea și mergem cu palmele în față, întindem bine, bine brațele și aici ne așezăm pe ureche sau pe frunte. Și ne odihnim. Bun, ușor revenim, încet, treptat, ne grăbim.
Așa. Mergem iar în postura pisicuței, ne pregătim pentru partea cealaltă, ne uităm, palmele să fie sub umeri, genunchii depărtați. Bun. Întindem acum mâna dreaptă și piciorul stâng, palma întinsă, ne uităm la vârful degetelor. Inspirăm, expir, palma la genunchi. Inspir, întindem, 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 expir, palma la genunchi. Și ușor ne oprim. Ne lăsăm pe bazin. Lăsăm bazinul pe podea și întindem bine, 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 bine. Brațele întinse. Putem încerca și cu mâinile pe lângă picioare. Vedem cum ne simțim, palmele orientate spre cer. Și rămânem aici. Bun, ușor, ne ridicăm, încet, încet, treptat. Bun. Și ne ridicăm în picioare la marginea saltănuței. Bun. Ne uităm tălpile să fie paralele la nivelul bazinului. Așa, umeri jos, spatele drept, deschidem pieptul. Bun. Inspirăm, ridicăm brațele spre cer și lipim palmele. Le lăsăm odată spre stânga, odată spre dreapta. Ușor coborâm acum brațele, expirăm și îndoim genunchii, îndoim picioarele și ne lăsăm cu palmele să ajungem pe podea. Așa, cât e nevoie. Capul atârnă greu, întindem bine, bine coloana vertebrală. Și respirăm, inspir, expir. Bun, acum ușor pășim în spate, mergem în postura câinele cu fața în jos. Întindem bine brațele, picioarele, ne uităm spre buri. Ne imaginăm că cineva ne trage de bazin în sus, întindem și mai bine. Până unde ajung tălpile este foarte bine, nu forțăm gleznele. Bun. Acum ușor mergem cu piciorul drept spre palme, până unde ajungem. Așa. Și încet ne ridicăm. Bun, piciorul drept este îndoit și ne uităm genunchiul să fie pe aceeași linie cu călcâiul. Bun, talpa de la piciorul stâng este perpendiculară pe talpa de la piciorul drept. Bun, și acum ne orientăm spre dreapta, spre piciorul drept. Ridicăm brațele spre cer, palmele orientate față în față.
respirăm. Bun, ne întoarcem. Piciorul drept tot este îndoit. Putem să-l îndoim și mai tare. Vedem cât ne permite flexibilitatea, nu forțăm. Bun. Întindem brațele, palme orientate spre pământ și respirăm. Inspir, expir. Bun. Întoarcem acum palma de la mâna dreaptă, orientăm spre tavan și ușor ne lăsăm spre stânga. Așa. Respirăm. Inspir, expir. Bun, ușor revenim. Palmele amândouă orientate spre pământ. Și încet ne lăsăm pe piciorul drept. Brațul stâng sus. Ne uităm spre cer. Respirăm. Inspirăm, expirăm. Bun, încercăm acum să ajungem cu mâna dreaptă jos, doar dacă se poate, nu forțăm. Lăsăm și mâna stângă jos, lăsăm piciorul stâng jos. Piciorul stâng pe vârf și pe genunchi. Palmele sunt paralele, paralele cu piciorul drept. Cu talpa piciorului drept și ne uităm în față, respirăm. Bun. Ușor venim cu palmele în față, întindem piciorul stâng. Ne punem pe vârful degetelor, să întindem bine, bine, bine spatele. Bun, aducem acum mâna stângă, o aducem în spate și ne uităm peste umărul stâng. Respirăm, inspir. Expir. Bun, ușor revenim cu mâinile pe podea. Ne întoarcem iar spre piciorul drept. Aducem ușor piciorul drept în spate, postura pisicuței. Și din postura pisicuței venim încet în postura câinele cu fața în jos. Întindem bine brațele, picioarele, ne uităm spre buric. Și respirăm. Bun, ridicăm acum piciorul drept sus de tot, îl îndoim și ne încercăm să vedem călcâiul pe sub mâna stângă. Deci piciorul drept este îndoit, ne uităm pe sub brațul stâng. Bun, aducem acum piciorul drept sub noi. Încercăm să scoatem genunchiul de sub burtică cât se poate. Întindem piciorul stâng și ne punem pe vârful degetelor de la mână să întindem bine, bine spatele. Respirăm, inspir, expir. Ne lăsăm antebrațele pe podea. Prindem palmele și rămânem aici. Respirăm, expir, inspir, expir, inspir, expir.
Ușor revenim, ne ridicăm pe palme. Aducem piciorul drept în spate, postura pisicuței. Bun, și din postura pisicuței încet ne ridicăm mâinile cu fața în jos. Și rămânem aici, respirăm. Inspirăm. Bun. Acum aducem piciorul stâng spre palme cât se poate. Piciorul drept este în spate. Piciorul stâng acum este îndoit. Ne uităm genunchiul să fie pe aceeași linie cu călcâiul. Piciorul drept este întins. Bun. Și ne întoarcem spre stânga, spre piciorul stâng. Brațele sus, palmele orientate, față în față. Respirăm. Bun, ușor ne întoarcem. Brațele, palmele orientate spre pământ. Întindem bine piciorul drept. Îndoim piciorul stâng cât se poate, nu forțăm. Bun. Întoarcem palma de la mâna stângă spre tavan și ușor ne lăsăm spre dreapta. Brațul stâng sus. Respirăm, privirea în față. Ușor revenim brațele spre palmele, spre pământ. Și încet ne lăsăm pe piciorul stâng. Brațul drept sus, respirăm. Dacă se poate, lăsăm mâna stângă jos, brațul drept sus. Lăsăm și mâna dreaptă jos. Piciorul drept jos, pe vârf și pe genunchi. Bun. Palmele sunt paralele, paralele cu talpa piciorului stâng. Ne uităm în față și respirăm. Bun. Ușor pășim cu palmele. Ne orientăm în față. Întindem piciorul drept bine. Ne punem pe vârful degetelor de la mâini. Întindem bine, bine spatele. Și respirăm. Bun, încet. Revenim, mergem spre stânga. Ușor. Aducem piciorul stâng sub noi, postura pisicuței. Și de aici încet, postura, câinele cu fața în jos, întindem brațele, picioarele. Ne imaginăm că cineva ne trage de bazin în sus. Ridicăm acum piciorul stâng sus cât putem de mult, îl îndoim și încercăm să vedem călcâiul pe sub mâna dreaptă. Întindem bine, bine, bine. Acum aducem piciorul stâng sub noi. Piciorul drept îl punem cu totul pe pădea și venim pe vârful degetelor de la mână. Întindem bine spatele, privirea în față, postura porumbelului. Încet lăsăm antebrațele pe podea, prindem palmele și rămânem aici. Respirăm profund, inspirăm mult pe nas, expirăm pe gură.
Inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Și încă o dată, inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Ușor, scoatem piciorul, revenim pe palme, scoatem piciorul stâng, venim iar în postura pisicuței și de aici încet postura câinele cu fața în jos. Întindem bine, bine, bine brațele, picioarele. Ne uităm spre palme și încet pășim spre palme, ușor, ușor. Așa, încet. Ne ridicăm, rămânem cu brațele atârnate, capul atârnat, atârnă greu. Prindem brațele și întindem și mai mult coloana vertebrală. Lăsăm iar brațele să atârnă greu. Și încet ne ridicăm, vertebră cu vertebră, nu ne grăbim. Încet, încet, încet. Așa, umeri jos. Și închidem ochii, rămânem aici, interiorizați. Respirația curge normal, inspir pe nas, expir tot pe nas. Mergem cu atenția în centrul pieptului. Lăsăm respirația să curgă ușor, liniștit. Mintea devine mai calmă și mai împăcată. Bun, ușor deschidem ochii și continuăm cu postura copacului. Facem mai întâi pe partea stângă, apoi pe partea dreaptă. Piciorul stâng, piciorul de sprijin. Aducem piciorul drept, talpa piciorului drept, ori pe gambă, ori mai sus pe coapsă. Așa. Bun. Ne alegem un punct din cameră la care să ne uităm fix și care să fie în fața noastră. Să nu fie pe tavan, să nu fie pe podea. Întindem brațele. Așa. Încet apoi brațele spre cer, lipim palmele. Și ne uităm în continuare la cer. Ne concentrăm, nu forțăm corpul, postura trebuie să fie plăcută, relaxată. Ușor revenim, mai întâi întindem brațele. Lăsăm jos, lăsăm și piciorul drept jos. Închidem ochii și respirăm profund. Inspirăm mult pe nas. Expirăm pe gură. Inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Ușor mergem acum pe partea dreaptă. Piciorul drept, piciorul de sprijin. Aducem talpa piciorului stâng pe gambă sau mai sus pe coapsă. Spatele drept. Și ne poziționăm și ne uităm la acel punct fix sau poate fie să fie altul. Când ne simțim pregătite, întindem brațele. Mai ușor, pui spre cer,
Brațele pe lângă urechi, întindem bine coloana, lipim palmele. Și nu uităm de respirație. Inspir, expir. Bun, ușor revenim, întindem brațele, lăsăm jos, lăsăm piciorul stâng jos, închidem ochii și respirăm profund, inspirăm mult pe nas, expirăm pe gură, inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Bun, ușor revenim, deschidem ochii. Și depărtăm picioarele cât putem de mult. Și încercăm să ajungem cu palmele pe podea. Lăsăm capul să atât mai greu. Ne uităm tălpile să fie paralele. Respirăm. Și acum, dacă se poate, vedem dacă reușim. Încercăm să ajungem cu capul pe podea. Nu forțăm, doar dacă se poate, că nu rămânem cu palmele. Bun, ce revenim la palme. Apropiem picioarele, venim în statul, în postura balasana. Așa. Lipim palmele, zona inimii și să simțim cum împingem cu coatele genunchii. Așa. Spatele drept, privirea în față. Respirăm. Inspirăm mult pe nas, expirăm pe gură, inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Bun, ușor revenim. Punem palmele pe podea, încet, picioarele în spate și ne așezăm pe salteluță cu fața în sus. Ne pregătim de relaxare. Așa. Ne lăsăm pe salteluță cu totul, picioarele întinse. Brațele întinse pe lângă corp. Închidem ochii. Zona lombară cât mai aproape de pământ. Palmele spre tavan. Vom relaxa tot corpul. La nivel fizic, la nivel psihic, la nivel mental. Vom relaxa corpul gradat, segment cu segment, de jos în sus. Este ca și cum am plimba privirea interioară de-a lungul corpului. Din tălpi până în creștetul capului. La nivelul segmentelor relaxate, putem simți ușoară încălzire, poate ușoare vibrații. Relaxăm. Mai întâi piciorul stâng,
degetele de la piciorul stâng, talpa de la piciorul stâng. Relaxăm glezna de jur împrejur. Relaxăm gamba de jos în sus, musculatura gambei. Relaxăm genunchiul. Relaxăm coapsa de jos în sus. Tot piciorul stâng s-a relaxat. Este parcă mai greu, mai aproape de salteluță. Relaxăm piciorul drept, degetele de la piciorul drept, unul câte unul. Relaxăm talpa piciorului drept. Relaxăm glezna de jur împrejur. Relaxăm gamba de jos în sus. Relaxăm genunchiul. Relaxăm coapsa de jos în sus, musculatura coapsei. Tot piciorul drept s-a relaxat. Relaxăm brațele. Relaxăm brațul stâng. Degetele de la mâna stângă, unul câte unul. Relaxăm palma, dosul palmei. Relaxăm încheietura de la mâna stângă. Antebrațul de jos în sus. Relaxăm cotul. Relaxăm brațul superior de jos în sus. Relaxăm umărul. Tot brațul stâng s-a relaxat. Este greu, aproape de podea. Relaxăm brațul drept. Degetele de la mâna dreaptă, unul câte unul. Relaxăm palma, dosul palmei. Încheietura mâinii drepte. Antebrațul de jos în sus. Relaxăm cotul. Brațul superior. Relaxăm umărul. Brațul drept s-a relaxat și el. Brațele sunt noi, grele, aproape de salteluță. Relaxăm trunchiul. Relaxăm bazinul, mușchii fesieri, zona lumbară, spatele, mușchii spatele. Relaxăm omoplații, îi eliberăm de griji, de tensiuni, de frici. Relaxăm zona pelviană, mușchii sexuali. Relaxăm abdomenul, organele interne din zona abdominală.
Relaxăm pieptul, zona claviculară. Tot trunchiul s-a relaxat. Relaxăm gâtul de jur împrejur. Relaxăm capul. Relaxăm ceafa. Zona facială. Relaxăm vorbia. Gura, maxilare. Limba. Relaxăm obrajii. Ochii. Globi oculari. Ploapele. Relaxăm tâmplele, fruntea, pielea capului, creștetul capului. Tot corpul s-a relaxat, l-am eliberat de tensiune, de de frici, energii care ne sunt de folos. Suntem deschiși acum față de toate energiile bune, binefăcătoare, pe care le captăm în flux continuu, în propria ființă. Astfel, fiecare celulă este activată, regenerată, vindecată. Ne deschidem față de toate ființele din univers și față de noi înșine, cu bunătate, cu înțelegere, cu iubire, cu iertare. Ușor mișcăm degetele de la mâini, degetele de la picioare, rămânem cu ochii închiși. Ne așezăm pe o parte, ca și cum am vrea să ne trezim dintr-un somn lung, odihnitor. Rămânem cu ochii închiși și ne luăm câteva clipe să ne bucurăm de această practică, de fructele acestei practici. Când ne simțim pregătite, ne ridicăm pe o parte, împingând în brațe. Mulțumesc! Mulțumim și noi, Iulie!